Bun găsit, actual regional, adică un stil de viață sănătos, alături de profesorul Nicolae Hâncu. Bună seara, domnule profesor. Bună seara. Ce mai faceți? Mă bucur de primăvara care chiar a venit. Eu mi-am permis să la mânecă scurtă. Da, sigur. Mă tot gândeam, oare vine și profesorul, nu vine? Da, nu m-am consultat cu dumneavoastră. Sunt absolut sigur că data viitoare veți veni și eu voi veni la mânecă lungă. Da, mai vedem. Mai facem noi sincope. Și da. Bunul nostru prieten, Ovidiu Blag. Foarte bunul nostru prieten. Foarte vine bunul cu vești prieten. Bune din sport și... Și avem și simbolul discuției de astăzi, da, măcar păi începutul. Garen a pregătit o butaforie. O butaforie primită din partea lui Ovidiu Blag și am pus aici pentru că va fi mascota măcar a primei părți, nu? Da, eu sunt la dispoziția noastră și cuvântul domnului profesor a fost ordin pentru mine. Am făcut greșeala, între ghilimele, să vin când găteați aici, da. Și credeam că scap doar mâncând, dar trebuie să și lucrez. Săptămână când ne-aș fi făcut o promovare pe cinste, colegul și prietenul Ovidiu. Da, teribilă emisiune. Am prins. Bine, dar mi se pare corect că ne-a făcut o promovare la emisiunea lui cu Mircea Groza, pentru că a mai degustat și Ovidiu. Deci nu așa, s-a abținut. Așa. Nu s-a abținut. Era și plământ, dracu, nu mâncase de la ora 12. Așa e cu jurnaliștii, domn profesor. Da, da. Mănâncă pe apucate. Ei, dacă fesca. Toți jurnaliștii ar fi... Da, așa cum zice. Să aibă calitatea pe care are Ovidiu... Spune. Bine ar fi. Da, adică frontal. Ce impact poate să aibă pentru sportul de masă, mai ales la tineri, evenimentul care a avut loc și la care a participat direct? Adică Fed Cup-ul, Simona Halep în mijlocul nostru aici la Cluj, o victorie foarte frumoasă, un public ales, o sală a sporturilor extrem de înălțătoare, așa, pur și simplu, pentru noi, românii, și poate ne spui chiar ce a zis elvețianul acela despre noi, despre români. Da, în primul rând, ca și valoare de simbol... Ai cuvinte, și... dar cuvântul, dar știi că peste o oră trebuie să încheiem emisiunea. Da, da, da. Mi-amintesc ce a spus înainte de emisiune. Te confundă cu Florin Piersic, cu Florin profesor. Da, da. Nu, dar mi-amintesc ce a spus înainte de emisiune. A spus că astăzi a conferențiat mai multe ore și acum merită o pauză. M-am și gândit că eu va trebui să vorbesc. Cam, pauza a fost cam pe generic, cam atât. Da, da, că înainte de generic povesteam, după generic povestim. Sigur. Bun, deci răspunzând așa în seria în care am primit întrebările de la dumneavoastră, pot să spun că există, din acest punct de vedere, câteva lucruri determinante prin prezența tenisului și a Simonei Halep și valoare de simbol, într-adevăr, pentru tineri, pentru copii și pentru cei care vor modele în viață. Spuneam că au fost o serie de întâmplări absolut fericite. 1. Este pentru prima oară când un număr mondial în exercițiu, cel puțin în tenisul feminin, dumneavoastră poate vă amintiți dacă Năstase după 72 a jucat în Cluj. A fost câteva luni. Nu, dacă nu, a dar n-a jucat în Cluj. Păi n-avea unde. Da. N-avea unde. Că știu că a jucat ceva pe echipe. A fost aproape un an. Mare. Cum să nu? A fost aproape un an numărul 1. Da, în 72. El de fapt a inaugurat era modernă a clasamentului acesta ATP, da. Că din 72 s-a ținut. Bun. Dar pentru tenisul feminin este pentru prima dată în România când un număr 1 în exercițiu joacă în România. Au mai fost cazuri cu Angelique Kerber care a avea să ajungă numărul 1 sau mai fi fost foști număr 1 mondial. Nu era în funcțiune, cum se zice. Da, dar acum întâmplarea e nu doar că un număr 1 mondial vine la Cluj. Angelique Kerber când a jucat? Acum câți 4 ani, dar după ce a ajuns numărul 1. Da, da, da. Simona Halep e și româncă, adică nu doar că joacă un număr 1 mondial în România, ci întâmplarea face ca ea să fie și româncă. 2. În staful echipei Elveției, că antrenoare a fost, deci nu capitană jucător, ci antrenoare, a fost Martina Hingis, un alt număr 1 mondial. Iar apoi, Iar apoi, ca poate aceste lucruri să se întregească, capitanul nejucător al Elveției, un domn absolut fenomenal, Heinz Günthardt, a fost la un moment dat antrenorul lui Steffi Graf, un alt fost număr 1 mondial. Deci iată ce pleiadă de oameni importanți au venit la Cluj, în plus, și cu asta chiar cred că tabloul acesta se poate întregi fericit, unul din primii 5 arbitri din lume, Carlos Ramos, a oficiat la Cluj. El, împreună cu Pascal Maria, pe care probabil îl știți că e un tip carismatic, și cu încă 3 mari arbitri, formează așa un fel de dream team al arbitrilor. Și acest domn a stat
fără să iasă în evidență, fără să facă mult tantam în jurul domniei sale și a dat consistență și ștaif acestui eveniment. Încheiend cu ultima parte a întrebării dumneavoastră, da, cum să nu reprezinte un simbol și cum să nu reprezinte un model pentru tineri când numărul 1 mondial joacă într-o sară arhiplină, când într-adevăr descoperi la ea și aceste nuanțe de patriotism, de alt fel de a juca cu inima, ajutată și de publicul care i-a scandat minute în șir numele, când e un sport de echipă, pentru că în afară de Simona Halep au fost celelalte jucătoare cu Buzărnescu, cu Begu, cu Sorana Cârstea, care sunt în interiorul primelor 40 de jucătoare ale lumii. Deci hai să facem exercițiu. Simona Halep n-ar fi numărul 1. Am spune ce bun e locul 34 al Soranei, ce bun e locul 38 al Irinei sau locul 40 al Mihailei Buzărnescu. Deci am avut cu adevărat avem un dream football, team. Un jucător care să fie în primii 34. Nu avem în prima sută. Nu avem în prima atât am să spun. N-am avut un numărul 1 niciodată, dar n-avem în prima sută. Deci a fost un eveniment pe cinste. Eu așa spun. Domnule profesor. Da, sigur. Nu, dar mă interesează și partea de organizare și ambientul și cum s-a comportat. Tu ai fost prins cu mai de toate acolo. Partea negativă totală a fost că n-am văzut TVR. TVR nu a transmis meciurile. Păi dacă nu TVR-ul a luat aceste meciuri, atunci vă dați seama că nu TVR-ul... Sunt contracte... Păi da, contracte... Eu am înțeles. Ce ați spus și dumneavoastră să mă înțelegeți ce spun eu. Dar cum să nu? Ne înțelegem amândoi perfect. Foarte bine, chiar mutual. Chiar mutual. Mulțumesc foarte mult. Trebuie să fii mulțumit că am văzut că nu v-am văzut. Da. Asta face parte din... Asta e deja sarea joc? Și piperul nu. Acesta este deja fără sare, nu? Da. Piperul acesta fără sare. Ovi, acesta este deja tenisul nostru la masa aceasta. Unde mută mingea aici acum? Are un 15-0. Are un 15-0. Lasă acolo. Am văzut că nu că n-ați văzut. Am văzut că nu l-am văzut, că nu i-am văzut. Că nu, da, așa. Fără îndoială că mi-am dat seama că e o problemă de altceva și nu de interes pentru așa ceva. Vai de mine. Pentru că, într-adevăr, merita. Răspunzând întrebării, într-adevăr, există deja un exercițiu al acestor organizări de meciuri. Clujul găzduiește pentru a 7-a sau 8-a oară un astfel de meci de asemenea învergură. A găzduit meciuri chiar din grupa mondială, cele cu Cehia, de exemplu, și Germania îmi vin în minte. Deci există acest exercițiu de a organiza astfel de partide. De data aceasta totuși a fost însă la o altă dimensiune. A fost o punere în scenă impresionantă cu o serie de lucruri în 3D, cum se exprimă ei. S-au ridicat diferite pictograme cu 100 de ani, pentru că suntem în anul jubilarului. S-a ridicat o imagine cu Cluj, nu capitală, oraș european al sportului și în fine s-a ridicat imaginea celor patru sportive și ele când s-au văzut, imnul cânta, imnul României și deodată figurile lor apărând cât toată sala sporturilor a fost un moment... Deci un show pe cinste. Un moment extraordinar. Halep se referea la el spunând că este pentru prima oară când a făcut o crampă musculară datorită stresului. Dumneavoastră știți mult mai bine ce înseamnă asta. Deci fără să aibă legătură... Nu știe domnul profesor. Deci fără să fie accident. Pentru că domnul profesor... Din cauza emoțiilor. Din cauza emoțiilor. Da. Din cauza emoțiilor a avut contractură și... Pentru că domnul profesor spune așa, dacă vorbeai de crampe și de stres, spune așa, domnul profesor, să coabităm cu stresul. Păstrez mingea la mine. Bine. Bun. Total de acord. E 15 egal, da? Da, să da. Vedem cine câștigă primul game. O să fie interesant dacă intrați în prelungiri sau nu. Și mai e un lucru care cred eu trebuie demontat. Am auzit această aserțiune Cluj, capitala sportului, cu care, a tenisului, cu care sunt perfect de acord. Dar în același timp și voci care spun că Clujul ar fi arestat acest fel de competiții. Eu nu cred că e așa, pentru că știu foarte mulți adică băimăreți... competiția în sine este captivă Clujului. Da, dar nu e doar a Clujului, pentru că aici vin băimăreni, vin oameni din Satul Mare, din Baia Mare, din Bistrița. Deci reprezintă un pol de interes. Polul de interes este dat de mai multe condiții. De cultura pentru sport care există în acest magnific oraș al nostru, de locul în care se desfășoară, de ce București nu are o astfel de sală? Răspunsurile, dacă îi chem pe colegii politicieni, în ghilimele acești colegi,
Răspunsul o să ne cu nemiluită. Dar au sală, n-au sală. Dacă n-au sală, unde să fac o astfel de demonstrație? Și ce ați anticipat dumneavoastră, paralela cea pe care ați făcut-o cu fotbalul, 10.000 de oameni au fost în sală. 10.000 de oameni nu se strâng pe stadion în Cluj. În momentul de față, poate nici la un meci al Naționalei. În momentul de față, nu. Asta spune foarte multe lucruri. Plus animația care a fost nemaipomenită. Emulația a fost. Familii întregi care au venit de la mare distanță. Pledoaria... Sigur, eu n-am văzut partea negativă deloc de această situație. Lipsa locuri de parcare, pentru că a fost o nebunie întreagă cu parcările. Mie mi-a plăcut, realmente. Eu sunt mare amator de astfel de lucruri. Dar și din acest punct de vedere al organizării și al parcării au fost controle la sânge cu câini care verificau mașinile. Deci avem și din acest punct de vedere un exercițiu. Eu vă propun să-i și dăm drumul la telefoane, pentru că mulți clujeni, sigur. Mulți clujeni și ardeleni au fost sigur. Acest eveniment sportiv. Teme libere. 0264420135, număr cu tarif normal. Cei care ați participat la acest mega eveniment sportiv, puteți să intrați în direct cu prietenul și colegul nostru Ovidiu Blag. A fost un mare eveniment al sportului de performanță. Corect. De mare performanță. Acum o săptămână a fost un evenimentul al sportului de masă. A fost crossul, faimosul maraton, maraton. Care, iată, atunci stai și te întrebi. Oare de ce se fac aceste lucruri la Cluj? Păi, din acest motiv se fac. Păi să ne spună jurnalistul sportiv care cunoaște, care cunoaște maratonul și culisele. A intrat în conștiința publică deja. Sigur. Se poate spune de la jocul acela cu hai să ne facem un selfie mimând că alergăm, s-a trecut, ați observat probabil, sau tu poate mai mult, pozele acelea cu noi alergând mai dispar. În schimb, chiar alergă oamenii. Și fără poze. Că mai de mult mergeam să ne facem un selfie, dar nu eram sigur dacă noi chiar am parcurs 10 km sau nu. Dar bun a fost și acel exercițiu, pentru că am ieșit din casă. Bine a fost pregătirea, oarecum, în timp pentru un astfel de moment. Ovidiu, unde mai poate să crească toate acestea? Pentru că acum e un crescendo perpetu de o vreme. Vorbești despre Cluj? Da. Cluj și sport. Lucrurile acestea se îngemânează, cum amândoi ați sesizat și în direct și înainte, ca modele. Dar cred că se îngemânează și din punctul de vedere al vizibilității orașului, respectiv a României. Îți dau un exemplu. S-a jucat un meci de fotbal în care, între naționala noastră și cea a statului Chile, și-au ajuns chilieni în Cluj, în România, și-au găsit magazine similare, același brand, un brand cu un brand care funcționează și în Chile. Iar jurnaliștii care au însoțit delegația chiliană au scris despre Cluj. Au apărut articole despre Cluj în presa chiliană. Eu cred că asta este un lucru deosebit. Iar acum despre Elveția, dacă tu ți amintești, acum vreo 8 ani exista pe internet sau pe social media un articol mai puțin laudativ la adresa Clujului. E, acum s-a schimbat situația. Au scris la superlativ și de acel articol toți uităm, pentru că lucrurile au căpătat o altă dinamică. Și oamenii ne vizitează, oamenii scriu, am învățat și noi, uitați-vă la Cluj, e cosmopolit, mergi pe stradă și îl întrebi pe unul unde. Astăzi am stat cu Neil Trosdale de vorbă, un mare fotograf venit din Statele Unite și un prieten al jucătorilor și jucătoarelor din România. Și am stat pe o bancă, am băut o cafea, eu îi spun, acolo pe piatonală nu știu unde găsim o cafea bună. Și spune el un nume de firmă de cafea. Zice, știu eu, acolo lângă cinematograf e o cafea bună. Și mergem acolo. Și un cetățean îl întreabă pe Neil, nu pe mine. Nu te supăra, nu știi unde e magazinul din centru, să spună. Deci nu mai deosebește lumea că acela e un om străin de Cluj sau nu. Și o mică nu termenul de cosmopolit. N-am cum să nu adaug încă o informație. Altădată mă irita. Mie îmi place. Chiar în aceste zile, e o mică paranteză pe care îmi permit să o deschid. Chiar în aceste zile, despre care vorbiți dumneavoastră, a fost și târgul de carte Gaudeamus în plin centrul Clujului. Și vreau să vă spun că și cu Fed Cup și fără Fed Cup, eu am participat la câteva lansări de carte. Au fost unele cu un public destul de numeros, un 40-50, pentru că se ținea în afara cortului. Da, știu, am văzut. Și dumneavoastră, probabil. Dar al altele am participat la lansarea cărții domnului academician Ioan Aurel Pop. Cred că au fost 400 sau 500 de oameni
care s-au adunat acolo și am fost foarte mândri noi clujenii că Ioan Aurel Pop atrage atât public prin cărțile lui, chiar dacă se află cărțile deja la a treia ediție. Prin cărți, prin idei, prin prezență, corect, prin poziția lui. Nu, ați participat și la alegerii, sigur, absolut, la Academie. Sigur. Ați fost alături de academician, nu? Sigur. Și sunteți mândru că e clujan de al nostru și e președintele Academiei. Cum să nu fie? Foarte bine. Da, am vrut numai așa o mică paranteză să facem, pentru că vedem noi s-au îmbinat toate acestea și sportul chiar și... Chiar îl fură Bucureștiul în totalitate, dar... Ce să facă? Dacă rămâne aici, în perioada asta s-o îl fură Bucureștiul în totalitate, că... Păi n-are cum să rămână aici, pentru că vă dați seama... Și pe... aici, am uitat un și. Și aici, da. Va rămâne, și... probabil își va delega atribuțiile, pentru că am vorbit cu domnia sa acum câteva zile, că altă modalitate nu prea este viabilă acum. Voi vorbiți și ce nu vorbiți, de fapt, că mă simt un intrus, nu, mai mult decât vă vorbiți. Scuze-mă, am făcut așa o mică paranteză, pentru că știm noi cu domnul profesor de ce vorbeam despre președintele, noul președinte al Academiei Române. Vreau să spun, și eu îl cunosc pe domnul profesor și preiau așa din vole ca să rămânem în tenis. Când... Te rog, acum... Eu. Da. E o minge dubioasă, verificăm cu... Da, așa este. Minge de arbitru. Da. Dânsul sugera că sportul e un motor al societății până la urmă. Și mi-aduc aminte, cu ani în urmă, ne întrebam de ce lângă Câmpia Turzii există tenis. Jucători din Câmpia Turzii câștigau în fața jucătorilor de la Universitatea Cluj. Acolo au fost Sever Mureșan, Virginia Ruzici, Sever Dron. Boș, n-a fost acolo? Da, Cici Boldor, cred. De ce să apară niște jucători în Câmpia Turzii? Inclusiv Virginia Ruzici, care a câștigat Roland Garros în 1978. Singura româncă. Da, exact. Păi de ce? Pentru că acolo exista o întreprindere, cum eu fi spunând, sau chiar Industria Sârmei. Așa. Poți să spui numele că nu mai există. Preluată de niște suedezi. Și suedezii, când au venit acolo, ingineri și, mă rog, tehnicienii respectiv, care vreau să miște combinatul, au întrebat, ok, ce facem noi aici în timpul liber? Hai să facem niște terenuri de tenis, că noi știm să jucăm tenis. Și atunci toți copiii ăia din prejur, după ce ei lăsau rachetele, jucau cu ce puteau și ei tenis. Și s-a creat un adevărat pol tenisistic în jurul combinatului, adică în jurul suedezilor. Și atunci a luat ființă un club de tenis și atunci clubul ăla de tenis a reușit să câștige în fața unor profesioniști. Cum, ce vrei să insinuezi? La sportul că de masă o sală, exact ce spune domnul profesor, că o sală, niște chestiuni de asta, hoteliere. O sală, am înțeles, dar foarte multe multinaționale la Cluj. De ce nu fac la fel? De ce nu fac la fel? Cum ai zis, exemplul multinaționalele suedezilor. Au sălile lor de sport și terenurile lor de tenis le au. Pentru ai lor. Pentru ai lor, sigur. Da. Pentru că nu ceea ce mi se pare corect. Pentru tot. Aici nu, da, eu am preluat ideea lui Ovidiu. Dar atâta Ovidiu, timp cât acum e și partea mai umbroasă, nu? Atâta timp cât faimosul strand al Clujului rămâne în continuare într-o paragină îngrozitoare, deci stai și te gândești că totuși ce se întâmplă acolo? Aici tu le știi pe toate acestea din culise. Este paragină... Știm, aici n-aș vrea să mă lansez în supoziții, dar eu cred că e aproape de o veste bună. Adică cred că se va reface strandul, așa știu. Așa cred, așa am auzit. Hai, să spunem. Păi așa am auzit și eu acum. Multe legislaturi în față. 5, 7, 10 ani de zile de și când de atunci tot așteptăm. Dar chiar este o mare rușine. O mare rușine. Strandul era o capodoperă. Și e și într-o zonă foarte circulată. Aici cred că ajungem, pe dumneavoastră vă las să ajungeți dacă vreți, dar ajungem noi pe zonă pe care nu o stăpânim, pentru că din punct de vedere legislativ înțeleg că sunt niște chestiuni. Nu că n-ar exista voință. Asta voiam să aud de la tine. Nu că n-ar fi voință. A ținut de primărie și ține de primărie. Nu știu. Nu știu. Știu, la un moment dat știu că a fost și implicat. Eu chiar nu știu. Și zona privată. Nu știu, așa vorba lui Ovidiu. Zona privată că vor să le ia și să deschidă, să facă și așa mai departe. Bun, am terminat capitolul pentru că locuri de sport și... Păi nu, nu. Păi nu despre sport vorbim. Da, da. Locuri în care să se practice sportul în Cluj, gratis, prea puține. Asta am mai discutat. Da, sigur, dar discutăm până când se corectează, până se ameliorează situația. Cine trebuie să corecteze? Locul... Cine? Nu știu, locul din care ai luat niște interviuri.
În Parcul Central. Aveai un bun obicei. O să le refacem. În da? Parcul Central există un loc în care sunt foarte multe aparate. De le știi. Da, da, da. Și în care de toate vârstele, vorbesc ăsta pe care îl știu. Se practică sport și e o mare, mare aici plăcere. Eu am un apendice în ceea ce ați spus. Mai ai încă apendice? Te întreabă medicul. În România există tentația asta de a face lucruri conforme. În străinătate nu există tentația asta. Există un tăpșan de aici până în Hoia, dacă vreți, liber, unde să vină oamenii să facă sport. Noi suntem captivi în chestiunea asta, să aibă terenul, distanța de aici până aici, să fie omologat, să aibă o fundație de 50 de metri. Nu, să fie locuri, cum spune domnul profesor, locuri goale, că știm noi să ne punem două bețe să jucăm. De unde aceste locuri goale când e un petec cât o batistă, imediat alea trebuie, locurile goale. Blocuri construite, știi și tu foarte bine. Dacă te întreb acum unde îi spune, unde să fie acel petec de gazon în care să meargă lumea să se simtă bine, să facă inclusiv discursuri da. Politice ca în Hyde Park să țină, dacă vor. Exact. Deocamdată ce s-a Știu făcut. Știu că eu mai scurtez printr-o pădurice pe aici. S-a reglementat locul în care să se monteze hamacele în Cluj. Dacă hamacul este loc de sport, este mijloc de a practica sport, eu nu mai zic nimic. De ce aveți cu hamacul, domn profesor? Păi nu, adică e loc de stat, nu de mișcat. Loc de stat. Loc de stat. Sticlele sunt jos, doi sunt în hamac și mai departe scrie în carte. Deci ce să vorbim? Nu acesta este sportul. Bine, chestiunea asta cu parcul e discutabilă. Aici și eu am amendament în sensul în care dacă te plimbi sâmbăta și duminica cu iluzia că te plimbi în natură, te plimbi ca într-un fel adică de luna parc. Adică acest parc este și de relaxare, mi se spune, din partea colegilor care corect. Sunt foarte vigilenți la tot ce discutăm. Colegii care ți-au șoptit când au fost ultima dată în parc? Ca să facă corelația între bicicliștii care se duc hăbăucește pur și simplu pe cele trei piste și am rugat atât de mult și pe domnul primar și pe consilier de acolo. De ce nu stabiliți? Chiar cu corectura necesară. Dar au interzis, nu? De ce nu stabiliți? Au interzis de a intra. Nu e adevărat. Pe alea principală, să fie bicicliștii. Deci, cum vor ei? Oameni buni, vorbim de Cluj, și pe stânga și central, pe dreapta, pentru că domnul să profesor se plimbă n-a specificat. Să plimbă femei, să plimbă mame cu copiii mici. Se plimbă oameni mai în vârstă, care nu se pot feri de bicicliști, care circulă și în viteză, și fac eschibiții, și sunt un real pericol. Chiar vor să se întâmple un accident. Uite ce spune. Numai puțin dar că nu se este interdicție în Parcul noi Central din Cluj pentru ești de acord bicicliști. Cu ce am spus? Nu. Nu. Acum mi se spune că nu. Eu cândva am văzut că era interzis. Mare lucru că o lege sau o hotărâre de Consiliul Local nu se respectă, dar de când sunt eu omul parcului? Nu a boschetilor, a parcului. N-am văzut un polițist care să stea acolo și să oprească. Vinge la mine. 30-15. Servește, domn profesor. Ce vreau să spun este că am vorbit cu un arhitect, n-are importanță, dar era un arhitect maghiar care, săpând în arhive... Maghiar din Transilvania sau maghiar, maghiar din, din Cluj, care, săpând în arhive, mi-a spus că eu sunt, știi că am niște acțiuni cu arhitecții și așa mai departe, da. Și mi-a spus că în Parcul Central era o alee, acum nu le mai știu care, să zicem cea de pe lângă Facultatea de Chimie. Vorbim de anii 1900, da. Nu 1960, nu 1940, spune. În Bun. Care era dedicat bicicliștilor. Erau încă biciclete cu deci o roată alee, mare o alee. Și cu o roată mică. Pe centru erau caleștile. Calește, da, asta am spus. Dar ați fi de acord? Lângă erau pietonii. Sigur. Ați fi de acord cu astfel de distribuție? Nu, am vorbit cu un consilier, un om foarte important, și am spus, dar de ce nu faceți pe stânga promenada? Zice, păi, da, e făcută pentru pietoni. Păi cum e făcută pentru pietoni când acolo sunt bicicliști? Da, inițial să sunt pentru bicicliști. Păi atunci ce caută băncile acolo? Exact, bravo. Deci nu, exact. Păi promenada era pe stânga frumos, pentru că era aproape de apă. Parcul, e o plăcere, parcul. Mie îmi place foarte mult. Trebuie un lucru minim de interes din partea Consiliului Municipal să stabilească. Măi, fraților, pentru Dumnezeu, sportul pe biciclete este extrem de recomandat. Practicat ca lumea și mai ales în siguranță pentru ceilalți care vor să se relaxeze. Dacă nu ești mai ușor duce. Speriat... Dacă nu ești atent, te preznește unul de direct la urgență ajungi. P-
Păi tata îmi povestea că inclusiv aici pe Eroilor, cum îi spune, acum exista o cultură a mersului pe jos, adică oamenii mergeau spre Teatrul Național, pun trotuar și Frosterul. Se întorceau pe bine, altul. Bine, asta era faimosul pe colzo. Nu mergeai așa amestecat. În care duminica după masă. Hai să ascultăm cum era în studenție. În care duminica după... Eu l-am trăit, el le-a auzit de la de tata. De asta vreau să vă ascultăm pe dumneavoastră. Păi, Ovidiu, cu mine le-am citit. Se mergea pe dreapta, se venea pe stânga și prin centru, că nu era altă circulație. Iar din acolo de stația de taxiu... Da, dinspre teatru, cum ar veni? Nu, suntem deja în Piața Libertății, da. Unde e stația de taxiu și unde era fosta librărie și așa mai departe. Coșbuc. E, acolo era locul în care... Ce se era? Plimbau soldații în permisie. Aceea era zona de la ora 2 la 4. Acolo. Aceea era zona lor? Era zona, noi ne ziceam, cătanele. Acolo se plimbau cătanele. Și în parcul Caragiale, servitoarele. Da. Nu? Servitoarele erau și aici, dar eu n-am vrut să zic, ai zis tu. Păi nu, dar așa le spunea tu. Păi da. Da. Bun. Am ajuns de la aparatele acelea. Vezi că are 45. Îmi mai trebuie o minge și o câștigă game-ul. Încolo. Domnule profesor, ați început pledoarea dumneavoastră pentru Parcul Central din Cluj cu acele aparate. Da. Dar nu v-ați terminat ideea. Nu, ți-a zis. Prea puține, prea multe... Prea puține locuri în care se poate practica gratuit. Gratuit. Bun, dar acolo sunteți de acord, de exemplu, un octogenar pedalează în legea lui sau poate ridică sau face genoflexiuni fără o îndrumare. Chiar să pui medic? A, nu medic, sau să instrucțiuni. De regulă cine se duce acolo, ăla știe. Nu, instrucțiuni ce să facă. Ăla știe, ce să facă și... Dar cei cu... Ai văzut ce frumos au răspuns la acele întrebări? Cei cu terenurile de basket pe care le-ai fi inițiat acolo erau. Încă păi sunt. Nu, ai avut un proiect. Păi îl am, e vorba de strategia de dezvoltare a Clujului pe următorii nu știu câți ani, în care spuneam exact ce mă pregăteam, adică să spun. Noi trebuie să identificăm niște locuri, să spunem dacă lângă studioul vostru de televiziune un specialist ar identifica un interes pentru 20 de copii să arunce la coș, atunci acolo ar trebui făcut un singur panou pentru cei 20 de copii să arunce la coș. Asta zic, noi suntem captivi în hai să facem multe baze sportive. Nu trebuie să faci. Într-un loc trebuie să pui o poartă, într-un loc trebuie să pui poate un fileu. Unde? Nu știu. Pe unde terenul un pui. Păi nu deci știu. Ideea. Asta e ideea. Aplicarea ideii să vină altceva. Primăria să spună că ar putea fi acolo, acolo, acolo. Da. Și după care să se facă o reuniune cu oamenii cu dare de mână și să vină să spună, uite, acolo cine poate să pună un coș de basket? Cine poate să facă un teren de volei? Cine poate să facă să pună o plasă de... Așa ai gândit-o. Exact așa. Asta e sportul de mase. Exact. Pentru că, uite-te, sportul de mase. Văd că urmăriți chestiunile acestea. Uite-te cum se mută unii în penthouse-uri, în nu știu ce, și cum îi arată la televizor că au glod pe stradă. Păi stai puțin, nu ar trebui invers. Adică, dacă el are un copil, ce face cu el? Îl duce în centru? Exact așa. Să se joace în centru? Exact așa. Păi fă-i la sală, teren, nu știu ce, și după aia să se mute. Adică, de ce să vezi mașini de alea 4x4 și niște oameni respectabili care coboară în noroi? Pentru că foarte multe proiecte... urbanizare, iartă-mă că într-o urbanizare, de exemplu, care înseamnă mai multe blocuri care se fac acolo, apar dintr-o dată 4-5 baruri, bistrouri și așa mai departe, eventual o farmacie, dar terenul de sport sigur niciunul. Păi și nu e așa cum vă place și noastră să spuneți, dacă face sport, nu devine client la medic, nu? Că până la urmă e vorba de... Am înțeles ce ai spus. Îmi place să cred că te-ai referit la faptul că face sport nesăbuit, are întinderi musculare și se duce la ortoped și la reumatolog. Da. Asta te gândi. Păi dăm și lui. Haideți, să servești și tu odată. Să mă servesc, să mă autoservesc. Bun, mergem mai departe. Da, concret, acum, ne întoarcem de la superba pledoarie pentru sport care s-a făcut în urmă cu o săptămână și alaltăieri. Care ar fi primele recomandări pe care le-ai face? De exemplu, să ai o funcție care să-ți permită să controlezi certificatele medicale care se dau pentru scutirea de sport a elevilor. Ah. Ce ai face cu chestia asta? De ce lumea atât de mult aleargă
părinții. Păi da, vă spun. Aleargă pentru că este cât un profesor de sport absolut de necontrolat, la care le strică media că nu sare în lungime cât trebuie. Nu? Am dreptate. În primul rând, acum am și lucrat în domeniul, am interacționat, nu lucrat, cu domeniul ăsta, statutul dascălului de sport s-a erodat. Dacă dumneavoastră țineți minte și cu siguranță țineți minte, pe noi profesorul de sport ne învăța să ne spălăm pe dinți, să ne dușăm după ce alergam, să ne punem ciorap de schimb. Era, eu țin minte că și acum numele profesorului meu de sport, chiar dacă nu-l țin minte pe cel al materiei, nu știu care. Eu, profesorul Crișan, când am fost la liceu, și la mine Dumitru. De acum țin minte, da. Deci era mai mult decât atât. Bunții ziceam noi în particular, dar nu-l uit. Acum nu-l profesorii de sport, știți ce fac? Profesorii de sport au joia asta, olimpiadă la, nu știu, la Blaj, criteriul primăverii la alergare, criteriul verii la basket, deci trebuie să trimitem la cupa, nu știu care, niște copii. Nu e bine? Păi nu, sunt derutați, sunt derutați. Și am trecut pe lângă terenuri de sport. Terenul de sport, ce se întâmplă? Între ora de matematică și cea de fizică, ai educație fizică. În curte. Păi ce faci? Transpiri și intri la oră. Unde e aia cu un duș? Că nu mai trăim pe vremea noastră, nu? Că poate și noi băteam mingea așa, dar trebuie să ai o cultură a educației fizice, să respecti educația fizică. Nu să spui eu o materie, pentru că așa, de bifat. Pentru că de aceea se întâmplă. Dă-mi voie să te completezi. Chiar îi se spune cultură fizică. Poftim. Înainte era facultatea, nu era facultate, exact. Că noi eram ICEF. ICEF. ICEF-ul. Institutul de Cultură Fizică. Exact. Deci, clar, ea, cultura, deci, mișcarea face parte din cultura, cultura ca totalitatea caracteristicilor există, unui, de exemplu, unui popor, unui... Păi, mișcarea face parte, exact ca și nutriția, face parte din cultura poporului respectiv. De exemplu, iartă-mă. Vă rog, cum era, mă bucur că mai respir. În alte părți, dar și în România se păstra, cel puțin la noi. Era o mândrie să faci parte din echipa de volei a școlii. Eu când am făcut parte, când am fost selecționat între a noua fiind, de cei dintre a zecea să fac parte din echipa de volei la liceu din Blaj, pe eu n-am dormit trei nopți. De bucurie, de încântare. Emoții. Vai de mine și de mine. Chit că eram rezerva a cincea, nu conta, dar eram în lotul lor acolo. Păi există, de exemplu, în Secuime există oră obligatorie de hockey, pentru că ei au terenul de hockey. Da, deci, educația acolo fizică înseamnă toți copiii la hockey. În alte părți la not. Deci există paliative, nu trebuie neapărat toți copiii să stea în curtea școlii. Poți să iei cu un sfert de oră sau cu un sfert de oră sau să pui ora asta ultima în ziua respectivă, nu? Ca să poată de acolo să-i preia părinții, nu? De ce să nu pui ultima oră, ora de sport? După o zi grea, măcar se joacă ăla. Da. Ora de sport e mereu intercalată între aia și aia. Dar de ce între aia și aia? De ce nu ultima? Hai că prima ar fi... Deși că și prima. Loc. Deși că și ar fi așa de greu. Știi bine ce așa de greu să o pună la sfârșit. Sunt colegii de prestigiu profesional care nu au terenuri de sport în Cluj. E vorba de Cluj, de Cluj. În același timp vă spun că o vreme mergeam la bazinul olimpic din Cluj și ora cea mai puțin aglomerată era între 1 și între 13 și 15. Deci acolo cred că există un interval în care copiii termină școala și pot duce la bazin. Dar mă rog, hai, noi la nu bazin, suntem... Era vorba de terenuri mai accesibile, că totuși notul rămâne, ca și schiul, rămân două sporturi extrem de frumoase, extrem de utile și care te dezvoltă complex, dar care sunt greu de practicat. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Da, da. Sunt costisitoare, îți mănâncă timpul, n-ai săl adecvat, deși la ora actuală sunt piscine închise în Cluj, nici nu mai poți număra față de situația care era. Ce ne spunea nouă Cati? Cum a devenit ea campioană națională prin anii 50? Oros, da. Înotând în apele, în bazinul din parcul Haceganu, așa este. Bazin descoperit, în luna noiembrie înota încă în bazin, apa fiind din Someș. Păi Claudiu Rusu, fostul mare poloist, îmi spunea că pe dubălarilor, cum îi spunem noi, șaguna acum, se antrenau la acest sport, la polo, cu apa adusă din Someș, cum spuneți dumneavoastră. Deci niciodată nu a fost apă încălziță. Era în aer liber. Deci, în momentul din canalul Mori, când era mai aproape de bazin.
Bun, sau acum am văzut un reportaj pe Arte, îi voi să spunem, nu? Absolut. Exista acum la Jocurile Olimpice, a fost o națională a refugiaților. Pentru prima oară când apare așa o națională formată din 8-inși, niște cetățeni din Siria, nu știu, din alte țări, mă rog, dar 8 în total. Și una campioană la not și spunea o chestiune interesantă, vasul de 10 cu care o fi trecut ei fraudulos spre Turcia sau ceva s-a scufundat. Și au trebuit să facă 9 ture cu cei din apă și să-i ducă la mal. Și zice, era și haios, vorbea impecabil engleză, zice, era haios pentru că unii strigau, hai, du-mă, că tu ești înătătoare profesionist. Cei care vor să intre în direct cu noi pe această temă, formidabil, impresionantă chestia asta. Colegii mei au afișat numărul de telefon al emisiunii, 0264420135. Vă așteptăm opiniile, sugestiile, întrebările. Nu vrea nimeni, cred că eu i-am speriat, pentru că la cu emisiunile ce? Voastre tot timpul sună telefoanele. Dar nu i-ai speriat cu nimic. Stau pe gânduri oamenii și iau notițe. Și dacă își iau notițe, n-au timp de să mișcare mai și formeze numărul. Mișcare atât de importantă. E pentru... Pledând pentru sănătate, dacă mă întreabă cineva un medicament, medicamentul se numește sport, cel puțin o oră pe zi. La copii, azi spuneam la o mamă care a venit cu copil de 11 ani, durduliu. Cel puțin 2 ore de mișcare trebuie să facă. O oră să fie o mișcare programată și încă o oră să fie zbenguială. Dar zbenguială să fie nu cu telefonul în mână. Asta cu telefonul, într-adevăr, am văzut... A devenit opacoste pentru copii chestia asta. Opacoste, pe cuvânt. Nici vă puteți da seama ce efect negativ. Crunt! Am văzut în plin centru o mămică, așa, business îmbrăcată, deci nu pot să spui că îi lipseau niște date, mă rog, nu vreau să mă exprim mai departe, care își purta efectiv copilul ca pe un fel de anexă, copilul fiind mereu cu telefonul. Deci așa umblau. Era un trio. Telefonul, în ordinea importanței, zic, copilul, că e viitorul țării, și mama. Și umblau așa de mână, el cu așa și mama trăgându-l. El nu vedea, nici nu vedea. Și la masă, pentru că am fost într-un fel de restaurant de ăsta de împinge tava, la masă mama i-a pus telefonul așa. Când ai fost la împinge tava? Da, am fost. Când ai fost? De vreo 2 săptămâni. Ce ai mâncat? Hai, dă-mi pace. Și uite așa... Nu, hai că vreau să fac un test rapid. Uite așa i-a aranjat mama telefonul copilului. Ca nu cumva să... Ca să se uite în timp ce ia-i tăia cu bulețe... Dragul meu, prietenul Biblan, ce ai păpat la pingeta? Nu fugi de răspuns. Piept de pui, tot de astea mănânc. Piept de pui? Nu pot să mănânc legume, domn profesor. Nu știu ce sale. Adică de ce nu faceți dumneavoastră o pledoarie pentru legume? Ce pățești dacă mănânci? Deci eu am concept, nu pățesc nimic fizic, dar am impresia că tot ce e bun, ce denumiți dumneavoastră bun, e rău la gust. Și invers. Tot ce e rău la gust e de fapt bun. Ai impresia, dar ai încercat? Concret. Să vezi, de exemplu, o salată de vinete ce bună este, niște roșii bune, salată păi în Ardeal, de roșii. Salată de vinete cu maioneză în Ardeal. Da, de unde? Cum să nu? Păi dar se poate și fără maioneză. Da. Salată la de restaurante? Vinete. La restaurante. Că aia, nu restaurante, da, te prinde cu foamea. Ceapă, te cu poți ceapă? Duce la orice, oamenii... la orice mall în momentul de față există salată de vinete și scrie. Cu ceapă, fără ceapă. Da? E dumneavoastră? Mai multă cu ceapă. Dumneavoastră cu ceapă? Eu mănânc fără ceapă. Da, uite, am eu o întrebare rapid. Așa îmi place mie. Nu vă place ceapa? Sunt eu bine. Toată lumea spune, domn profesor, când le zic eu că eu am furat de la dumneavoastră meseria asta. Dar care meseria ai furat? Asta cu să-ți faci singur, să faci în abur, să faci nu știu ce. Păi uite-te puțin, că nu mai sunt ce-am fost. Știu. Dar multă lume zice, bine, păi tu poți, noi nu putem, cum să-mi duc sufertașul? Ce sufertaș? Nu știu, lucrează de la 9 la 5 și n-are bufet de incintă. El cum să mănânce sănătos? Cum să mănânce sănătos? Eu v-am mai întrebat de chestia aceasta, domnul profesor. Cum să mănânce sănătos? Eu am înțeles. Mănâncă stixuri sau ce să... Deci eu am înțeles. Dar acea persoană trebuie să aibă un mic dejun consistent dimineața, care este suficient până jur de ora 2. Pentru unii. Ok, 2, asta mă interesează. Dar acele persoane nu mănâncă dimineața. Am înțeles. Da. Dar ora 2, ce să facă? Și la ora 2, el își ia un sandwich de acasă, că nu e mare lucru, dacă nu mănâncă 2 fructe, care se sumează și care intră în cadrul dietei obișnuite, nu? Mănâncă 2 fructe, se bea lichid în asta și vine acasă după asta la ora 5. De dimineață, dacă el mănâncă un mic dejun consistent, până la ora 5, 2 fructe ajung. Dacă chiar nu-i ajung 2 fructe, mai are și un sandwich. La tine cum e? Dar nu înseamnă că neapărat trebuie să se răzbune pe mâncare de tip fast food, pe care nu mai definim. Noi știm foarte bine, am spus nu odată despre ce este vorba.
și gata. Nu, deci eu nu poți să aplici la sânge, nu poți, dar poți să aplici chestiunea aia cu să nu mănânci seara la 9, 10, 11, să nu mănânci la film, să nu mănânci, știi, te uiți păi la dacă televizor. Dacă te duci la filmele și... din mall-uri, pur nu, și nu, dar și acasă, să pornești televizorul și lângă tine. Nu ești acolo. Păi acolo ți-ai popcorn. Păi da, sunt popcorn-ul în niște cantități industriale pentru trei persoane și dacă sunt trei persoane, fiecare are câte o pungă și după aceea mai au și mâncarea aceea. Aia mexicană. Nu, dar popcornul... Păi da, popcornul ăla e o cantitate imensă de calorii, de sare, de grăsime. Ce calorii? Păi calorii, păi da? Dai porumb, nu? Revenind, deci cheia cred că ar fi asta, să nu mănânci seara la... Adică, știi cum, dacă... Teba emisiunii era parcă mișcarea, nu? Da, da, acum ați sărit de la una la alta că... Să... E fascinantă prezența dumneavoastră și un prilej... Cum să nu atingem și această problemă? Cred că e chestia aia de care zicea domnul profesor, mă, fă-ți cu mâna ta, știi? Adică dacă seara îți faci meticulos, nu știu, mozzarella cu ceva, mai tai o roșie, te poți controla. Dacă mănânci undeva sau aduci mâncare așa lângă tine, tot îți iei. Dacă tu zici, asta e porția mea, pâinea, alea trei bobițe de mozzarella și o roșie. Hai să-l întreb eu pe domnul profesor, că de obicei așa facem noi cu domnul profesor, cu exemplul personal. De dimineața se duce domnul profesor la cabinet. Pe la 8 și ceva ajunge la cabinet. Dimineața micul dejun. Nu, micul dejun e acasă la 5 jumătate, 6 vreun sfert. Da. Fulgi cu iaurt. Bine, asta știam. Puteam să spun și eu. După care stați la cabinet cât stați. Nu, mănânc. Până la prânz mai mănânc niște crecuri. Și tot fulgi cu iaurt, aceeași chestie. Vă duceți sufertașul? Cu iaurt de an. Nu, cum, dar... Aveți acolo. Mai sunt fructe, sunt crackers și din aceștia care sunt cu sare foarte puțină sau cu ierburi italienești care un pachet are 110 calorii, kilocalorii, se știe treaba aceasta. Deci, o gustare, ei o până când în jur de ora 2, între 2 și 3 când ajung acasă. Asta până asta în momentul până când ajung acasă, da? Mănâncă întotdeauna un fel de mâncare, rarisim supe ciorbe, rarisim mănânc eu așa ceva. Dar medicii spun că e nevoie de supă ciorbă. Medicii? Alți care medici? Eu sunt medic, Nicolae, nu cum mă numesc. Știu, domnule profesor. Mai, că n-o să mai gata, mi-am luat-o acum. M-ai întrebat... Dacă vreți, mă fac cunoștință la final. M-ai întrebat ce... Domnul, stați că avem un telefon. Da. Domnul Toader, de unde ne sunați? Bună seara! Bună seara, domnul profesor Hâncu și invitaților dumneavoastră. Bună seara, bună seara! De unde ne sunați, domnul Toader? Din Borșa, Maramureș. Borșa, Maramureș, zonă drag, faină. Vă salutăm! Mai aveți zăpadă pe munți acolo? Avem pe Petrosu. A, pe Petrosu, da, ăla e destul de departe. Spuneți, domnul Toader, ce doriți să întrebați sau să ne propuneți? V-aș întreba, eu sunt cu desept ventricular. Ce diagnosticul mai? De malformație cardiacă. Dumneavoastră? Malformație cardiacă. Și aș vrea să ajung până la domnul profesor Hâncu la Cluj. Da. La cabinetul lui. Deci, malformațiile cardiace sunt nenumărate și de ele se ocupă cardiologi. Eu sunt diabetolog nutriționist, nu mă ocup de malformațiile cardiace, dar dacă vreți să veniți acolo unde lucrez eu, nu vă pot spune că n-am voie să sun la televizor așa ceva. Sunt cardiologi de elită, de foarte bine pregătiți, care vă pot examina să vedem despre ce este vorba, pentru că sunt malformații cardiace care necesită intervenții chirurgicale pe inimă în primii ani de viață și alte malformații cardiace care te lasă să trăiești multă vreme, cu grijă. Da, spuneți. Depinde ce fel de malformație cardiacă aveți, cine va stabili diagnosticul? La Cluj mi l-a stabilit, desept ventricular, cu gaură în inimă. Păi, cine va stabili diagnosticul, trebuie să vă spună ce trebuie făcut cu el. Da, dar eu sunt și cu epilepsie. Păi, cu atât mai serioasă e problema, pentru că dacă veniți la Cluj, deci încă o dată, medicul cardiolog care va stabili diagnosticul de malformație cardiacă, să ia legătura cu medicul neurolog, pentru că amândoi, unul tratează epilepsia, altul tratează malformația cardiacă,
Așa trebuie procedat. Da. Dar nu la mine, nu la mine și nici la clinica unde lucrez. Aici trebuie mers la Institutul Inimii sau la neurologie. Dacă mergeți la neurologie, neurologia ia legătura cu cardiologia și invers. Dacă mergeți la cardiologie, ei apelează la neurologie. Bine? Eu pot mânca de pe restaurantul din Cluj-Napoca. Poftim? Eu pot mânca cu tot conținutul din Cluj-Napoca, tot restaurantul, să mă bag la un restaurant să mănânc. Și? Foarte mult. Glicemia mea nu crește mai mult de 60. Mănânc ouă, brânză, lapte... Acum ați sărit de la malformație cardiacă la epilepsie și acum ajungem la restaurante. Deci încă o dată, poate ajunge și la mai mult decât atât. Corect. Să vorbim prin intermediul televizorului, chiar nu putem face. De ce nu crește glicemia mai mult de 65? Deci, 70? Vă rog să mă înțelegeți, domnul Toader, că dacă veniți în Cluj, veți fi tratat cu toată atenția și eu ce spuneți dumneavoastră, eu nu cred că e chiar așa cum spuneți dumneavoastră. Dacă vă spun... Păi eu cred ce spuneți dumneavoastră... Bine, dar... domnul Toader, faceți cum zice domnul profesor Hâncu, pentru că mai așteaptă și alții la telefon. Bine, nu vă supărați pe noi. Bun, și unde pot păi găsi spus, informații medicul care va stabili diagnostic de malformație congenitală să vă vadă din nou și el să spună ce să faceți. Bine? Am înțeles. Bine! Multă sănătate! Sănătate multă, domnul Toader! Domnul platou, mai avem circa 10 minute. Am o întrebare, dacă nu mai avem alt telefon, bineînțeles. Nu avem acum. Vreau să vă întreb, domnule profesor, domnul care a sunat mi-a deschis așa o idee. De exemplu, cei care au, revenim la pledoaria pentru mișcare, cei care au diverse afecțiuni, să spunem ceva, o durere la picior, cauzată de, nu știu, hernie de disc sau de un accident, efectiv. Cum poți totuși substitui acest ușor disconfort și să facă sport? Ce fel de sport? Și dacă puteți da și alte exemple, de exemplu, ce fel de sport poate face cineva, că așa mi-a venit ideea, cu afecțiunea inimă sau la... Nu știu, am mai vorbit de aceste lucruri foarte, cu profesorul Zdreghea și cu doamna profesor Dana Pop. Chiar aici erau amândoi, noi doi am participat la discuții. Întrebarea a curs, pentru că era și firesc să întrebăm așa ceva. Cine are probleme? Cele mai mici acuze, lipsă de aer sau dureri, disconfort în regiunea pieptului, imediat să se adreseze medicul. Înainte de orice fel de activitate fizică. Orice fel de activitate fizică practică poate să îi agraveze o anumită afecțiune cardiacă sau poate să fie chiar fatală. Deci, sub niciun motiv, cine are acuze cardiace, simptome cardiace, simte că înainte urca trei etaje și acum gâfăie la primul. Sau adorme în timp ce conduce. Sau adorme foarte rapid la televizor când se uită. Sau are apnee, îi se oprește respirația în cursul somnului. Atunci neapărat trebuie să consulte medicul înainte de orice mișcare. Sigur, se poate duce să facă mici plimbări, dar și acestea cu grijă. Permiteți? Și da. Permiteți? Doamna Mirela, în așteptare. Din Cluj ne sunați, doamna Mirela. Bună seara. Bună seara. Sărăți mâine, vă ascultăm. Vreau să vă felicit pentru emisiune și mi-am permis să intervin pentru că sunt unul dintre cazurile care exemplifică ce a susținut în ea. Este vorba de mișcare și în cazul meu mai ales de înot. Deci sunt la vârsta a treia, cu afecțiuni cu cardiopatie ischemică și hipertensiune de vreo aproape 20 de ani și așa mai departe. Acum 9 ani mi-a debutat și diabetul de tip 2 și prima dată după o viață de cure de slăbire crunte și așa mai departe, am ajuns să ascult sfaturile nutriționistului și să nu mai rab foame și eu care până după 45 de ani n-am mâncat dimineața niciodată, acum de ani de zile micul dejun e sfânt și pot respecta în condițiile astea și orele de masă și am pornit cu hemoglobina glicată de la 7,2 și am ajuns la 5,8 cu 180 de minute pe săptămână de înot. Și vreau să încurajez pe toată lumea și mai ales pe cei de o anumită vârstă. Înot nu înseamnă numai să faci bazine, lung de bazine. Înot înseamnă să faci gimnastică, să dai din lap în apă.
În os înseamnă să te miști și nici măcar nu e o mișcare. Deci tu poți să-ți dozezi efortul în funcție de posibilitățile tale și să fie o adevărată plăcere, numai că trebuie să-ți intre în reflex. Am ajuns la 5,8 cu, bineînțeles, mult redusă medicația. Deci am scăpat atunci inițial în 3 luni de zile de insulină injectabil și am trecut pe pastile care s-au redus dramatic și sioforul și statinele. Bravo, doamna Mirela! E mândru. Da, care mândru, domnul profesor Hâncu? Mine, domnul profesor Hâncu este absolut special și clinica și bazele pe care le-a pus în tratarea diabetului în Cluj. Deci eu chiar sunt o clientă a clinicii. Doamna Mirela, dacă aș fi lângă noi aici, v-aș îmbrățișa așa ca între doi de vârsta treia. Mulțumesc! Ce frumos! Mulțumesc. Bine, vă mulțumim foarte mult! N-aveți idee ce importanță extraordinară are acest mesaj pe care a venit din partea dumneavoastră acum, pentru restul lumii. Da, pe de asta mi-am permis să mă aflu în treabă, știți? Exact. Bine ați făcut! V-ați aflat într-o treabă foarte bună, să știți. Și vă mulțumim foarte mult! Mult succes mai departe! Salutările, doamne! Foarte bună, să rămână! Notul, exact ce a spus mai înainte, domnule profesor, cu profesorul Zdrenghea, da, care tot la cam la vârsta a treia se află, nu, domnul profesor, da, Zdrenghea? Sigur. A, cel care a făcut circuitul inimii. Da, circuitul inimii, da, din Parcul Central, două circuite, de fapt, unul mai... Promenada inimii. Da, promenada, exact, inimii, exact, da. Promenada domnia inimii. Domnia sa, până în ziua de astăzi, practică notul... Da, tot sigur. Da. Sigur. Ultimele 4 minute. Bine, povestea cu notul are dus și întors. Să mergi la not e o poveste. Trebuie să-ți pui cu tine, să faci duș. Deci mulți renunță pentru că e... Mie ia cam 3 ore. Da. Păi mie, și dacă te duci la alergat? Păi nu-i tot una. Păi și dacă te duci la tenis? Nu-i tot una. Păi da, dar vorbeam de not și vorbeam de mers. Nu vorbeam de tenis și de alte sporturi tot așa consumtive. Îți iei lucruri, e iarnă, trebuie să stai, să-ți usuci părul, să ieși, să nu ieși, să mașină, să o oră înainte, o oră după, trebuie sigur, toate alea spălate. Tot e bine să faci asta. Da, nu ziceam că e cel mai... Orice sport ai făcut depinde de timpul pe care l-ai la dispoziție, deci cum te poți organiza, de exemplu. Și eu totuși merg pe ideea că foarte important este să ai acasă unde să faci sport. Nu acum când e vremea asta excepțională și te atrage pur și simplu natura în mijlocul ei, ci momentele în care ești extrem de ocupat și sosești seara târziu acasă, te poți uita. Sau te duci la prima oră când am făcut... Când am făcut acum câteva luni... Pe bandă seara când sosești acasă... Asta am vrut să întreb. Când am făcut acum câteva luni de zile, domnule profesor, ultimele intervenții cu doamna Cătălin Oroș. Da, pentru dumneavoastră Cati, pentru mine Cătălin. Și m-am dus într-o dimineață, vă aduceți aminte, m-am dus într-o dimineață la 6 dimineața la bazinul Iuliu Hațeganu. Problema n-a fost pentru mine, că știam că doamna Oroș va fi acolo la bazin. Erau încă vreo 25 de persoane, un profesor de la teologie, un profesor de la, mă rog, un student de la, mă rog. Dimineața la 6. Și nu sportiv de performanță, că erau și din lot acolo, am înțeles, de la niște antrenori, dar erau pentru un oraș ca și Clujul, cred că ar trebui să avem 30 de bazine, nu 4. Sunt. Ce, 4 avem? 4 avem, știu, la număr? Nu știu, dar sunt multe. Sunt multe, dar toate școlile sunt și de fițe. Trebuie să fie. Sunt și de fițe, așa. Nu, dar școlile, în jurul școlilor. Să eu îți mulțumesc foarte mult, Tovi Blat, că ai făcut turul astăzi, după ce ai avut zile grele cu Fed Cup-ul și nu numai. Doar o... Cu cartea vrei. Doar o propoziție. A. Cartea, când o lansezi? Iunie. Mai, iunie, iulie. Da. Aici vom fi. Să ne inviți cu domnule profesor. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Dă mingea cui trebuie. Permiteți-mi să vă ofer. Și dumneavoastră, dragi respectatori, mulțumirile noastre că ați participat alături de noi. Vă așteptăm și săptămâna și săptămânile viitoare. Toate cele bune, să fiți cu minți, să faceți mișcare și să nu fiți chiar așa de grăsuți ca mine. La revedere. Vă mulțumim.